Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, fiecare emisiune este o călătorie, o călătorie în viața invitatului meu, o călătorie în timp, dar iată, emisiunea de astăzi am început-o cu o călătorie pe malul lacului Genezaret, cu această piesă pe care ați urmărit-o, cei care ne urmăriți video, ați văzut și imagini, cei care ne ascultați, ați ascultat această voce care cu siguranță vă este cunoscută, este o voce pe care o auziți deseori la RCIS FM, este vocea invitatei mele de astăzi, sora Maria Patrașc-Negru. Soră, bun venit în emisiune! Bine v-am găsit! Prietenii noștri deja vă cunosc prin intermediul vocii dumneavoastră, pentru că multe dintre piesele pe care le aveți se aud la RCIS FM. Noi am început această emisiune cu piesa Iubește-mă așa cum ești, de pe albumul care poartă același nume și îl și arătăm celor care ne urmăresc. Iată, ceva inedit, ceva extrem de frumos pentru o persoană consacrată. V-ați gândit că acest dar pe care îl aveți, darul de a cânta,
să-l oferiți și celorlalți prin aceste piese pe care le-ați înregistrat. Haideți să vorbim chiar despre această piesă cu care am început emisiunea, Iubește-mă așa cum ești. De unde ideea acestei piese? Pentru că trebuie să le spunem celor care ne urmăresc că versurile vă aparțin. Și versurile și muzica, da. De unde v-a venit ideea și care este mesajul acestei piese? La ce v-ați gândit când ați scris-o? De obicei, toate cântecele le-am scris în timp ce munceam la bucătărie sau în alte sectoare, în zona în care eram, și majoritatea sunt compuse în Ierusalim. Pentru că știm că o lungă perioadă ați fost acolo, nu? Ați fost împreună cu părintele Dorcu, mai exact din ce an? Din 1997? 97, da. Și cât timp ați stat acolo? 5 ani cu părintele și după aia 7 ani cu părintele Cristian Vacaru. Deci 11 ani în total. 11 ani în care v-ați desfășurat activitatea în Ierusalim și, pe lângă munca cotidiană pe care ați avut-o, ați dat glas gândurilor dumneavoastră prin aceste melodii. Da. Au venit ele ca un refugiu, ca o completare a activității dumneavoastră sau de ce ați simțit să faceți asta? Încercând să combin munca cu rugăciunea, în timp ce meditam la un anumit pasaj din Evanghelie sau la o anumită problemă care intervine în viață, așa mi-au venit ideile și pentru muzică. Și eu, să vă explic, nu știu exact, că nu am nicio pregătire în domeniu. Da. Totul este un dar al lui Dumnezeu și eu am încercat să notez tot ce meditam și melodiile le înregistram și în felul acesta au ieșit aceste cântece. E drept ceea ce se spune, cine cântă se roagă de două ori. Ați privit cântatul ca o formă de rugăciune? Da. Pentru mine a fost o legătură mereu cu Iisus, cântecul. Și iată că aceste cântece poartă un mesaj aparte. De fiecare dată m-am uitat pe titlurile pieselor și chiar și această piesă cu care am început, Iubește-mă așa cum ești, vrea de fapt să ne spună că Mântuitorul așteaptă să îl iubim astăzi. Așa cum suntem. Da, tocmai că Dumnezeu, dacă noi așteptăm ca să-L iubim pe Dumnezeu până devenim perfect, nu știm dacă vom deveni vreodată, pentru că singurul perfect, dacă e să zicem, este Dumnezeu. Iar noi suntem pe calea sfințeniei, mai bine spus. Și încercăm zi cu zi să adunăm lucruri foarte bune care să ne apropie de Dumnezeu. Și așa, asta vrea să spun acest cântec, că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu în speranța că într-o zi poate ajungem la sfințenie, la perfecțiune, la ceea ce de fapt trebuie un creștin să tindă. Să devină. Da. Întorcându-ne în perioada copilăriei dumneavoastră, ați simțit încă de atunci o atracție față de muzică, față de cântările bisericești? Da, de mică. Ați copilărit la Valea Seacă de Nicolae Bălcescu din Bacău, locul unde v-ați născut, într-o familie numeroasă, o familie creștină, și părinții v-au îndemnat pe calea aceasta a creștinismului, a bisericii. Da, eram o familie normală, care frecventam biserica, mergeam și la cateheze și la cor eram, și eu cred că am moștenit de la mama vocea și a fost un dar al lui Dumnezeu pe care am încercat să-l fructific cât de bine am putut. Haideți să vorbim despre această chemare la viața consacrată, pentru că știm că în acele timpuri nu erau aceste forme atât de bine organizate pentru călugărițe. Da. Erau acele persoane care alegeau să nu se căsătorească, nu? Da. Și își dedicau viața parohiilor, se ocupau de îngrijirea acestor în jurul bisericii. Cum le-ați privit pe aceste persoane și spuneți-mi când a apărut primul gând de a vă face călugăriță, măicuță? În jurul vârstei de 14 ani, după ce am citit Viețile Sfinților, anumite cărți pe care le primeam de la Părintele Vicar când mergeam la cateheză, cine vroia putea să împrumute cărți și să citească, și asta mi-a deschis dorul după o astfel de viață. Știu că nu era ceva uzual în acele timpuri cineva să aleagă această cale. Cum a fost privită această veste de către familia dumneavoastră? Bine. Pot să zic că bine, da. Tata, la început, când a auzit de la mama că așa, zice, mai oare are vocație, adică să nu mergă degeaba, și zice că
trebuie să încercăm să descoperim și să mai stăm. Da, mama îmi zice într-o zi, las că vorbesc eu cu tata și îl liniștesc, adică, și nu mai fost deloc împotrivă. Și știu că bunicul dumneavoastră a făcut un gest care v-a încurajat și v-a dat cumva forța necesară să păstrați acest drum. Da, să le povestim prietenilor noștri despre ce e vorba. Când a aflat despre alegerea mea și am făcut prima vizită la ei, atunci se afla așezat pe un scaun în fața bucătăriei de vară și m-a chemat la el și m-a așezat pe genunchii lui și mi-a spus, am înțeles că vrei să alege o viață specială. Și am zis, da, da, zice, să știi că eu mă bucur foarte mult și ai ales cea mai frumoasă formă de viață pe care puteai să o alegi. Și asta m-a încurajat foarte mult. Aveți 14 ani atunci? 15 ani, da. A fost o încurajare pentru dumneavoastră și ați simțit că într-adevăr aveți susținere din partea familiei. Da. Ce a urmat după? Pentru că, așa cum spuneam mai înainte, nu erau multe variante, multe forme de a concretiza această dorință. Ce ați făcut mai departe? Am terminat școala, între timp a venit și Revoluția, am fost la o parohie înainte de Revoluție, 6 săptămâni ca să vadă părintele, tata totuși vrea o confirmare și părintele din parohia respectivă să-i spună dacă am vocație sau nu. Și i-a confirmat vocația mea într-un fel și am venit acasă, după aia a venit Revoluția și în primăvara următoare, în 90, am plecat la mănăstire. Ați plecat la Miroslava. Da. Ce se întâmpla și ce presupunea această perioadă petrecută la Miroslava? Era o perioadă de pregătire în câmpul muncii, cum ar veni, bucătărie, toate ce aveam noi de făcut într-o parohie. Și mi-închipui că nu erau activități ușoare pentru un copil de 16 ani pe atunci. Da, da, chiar 16 ani împlinisem, 16 jumate, așa. Da. Ce anume trebuia să faceți? Ce presupuneau aceste munci? Deci bucătărie, spălătorie, călcătorie, croitorie, grajduc, erau animale multe, grădina care era vie, erau solarii, tot ce înseamnă o gospodărie mare. Dumneavoastră erați deja obișnuită cu munca, pentru că știm foarte bine, viața la țară înseamnă și muncă. Da, da, da. Dar, totuși, nu cred că era acest nivel al muncii la Valea Seacă, acolo unde ați copilărit, nu se putea compara cu Miroslava, aici unde chiar a trebuit să munciți din greu pentru vârsta pe care o aveați. Da, eram obișnuită pentru că și în fiecare vacanță acasă, după clasa 9-10, mergeam la strâns fânul, cum erau CAP-urile, da. Mergeam la strâns fânul, după aia să le pui în căpițe sau cum se lucra atunci și eram obișnuită. Singurul lucru cu care nu eram obișnuită era grajdul, adică să fac curat la animale, să mulg vaca, dar le-am învățat acolo. V-ați simțit vreodată descurajată pe perioada cât ați stat la Miroslava? Nu, chiar a fost o perioadă foarte frumoasă. Credeți că cei de acasă se gândeau că poate veți da de greu și veți renunța la acest gând? Nu, nu mi-au zis niciodată, nu. Cât a stat la Miroslava? Una jumătate, aproximativ. Și ce a urmat după? După această perioadă, ce s-a întâmplat? Am fost repartizată la parohia din Lugoj. Se numea că ați terminat perioada de pregătire și că urma să fiți, de fapt, la o parohie? Perioada de pregătire era până la primele voturi, care a fost în 92, deci o jumătate de an, cam așa, a mai durat pregătirea, dar la parohie. Așa am luat direct contact cu realitatea unei parohii. Am înțeles. Cum vi s-a părut viața într-o parohie? Iată, la Lugoj, v-ați trezit într-o parohie pe care trebuia acum să o gestionați, să vă ocupați de toate treburile casei. Da, mai eram cu o soră și... O soră mai mare, care avea experiență? Da, cu 4 ani mai în vârstă ca mine, sora Ana Lazar. Și, într-adevăr, era în oraș. Dar acolo aveam și grădină. Și așa am combinat munca din casă cu munca de grădină. Eu am cântat și la orgă, susțineam corul în limba română, liturghiile în limba română, cu copiii și cu tinerii mă ocupam în privința asta. Și bucătăria ne rânduiam în sectoare la 2 săptămâni. Acel episod cu preasfințitul care v-a zis că sunteți un pic cam tânără și să vedem dacă faceți față, dacă vă place sau dacă vreți să vă mai gândiți, a fost înainte de a fi trimis în parohia din Lugoj? Da, când m-am prezentat la Miroslava. Ce a spus atunci preasfințitul? Da, că sunt cam micuță ca vârstă, dar pot să rămân ca să văd dacă îmi place, dacă simt acea vocație și dacă nu, atunci pot să plec acasă fără nicio problemă. Dar eu am rămas și am simțit că e vocația mea și mă simt acolo în largul meu.
Ce a urmat după această parohie? Cât ați stat acolo? La Lugoj 2 ani. 2 ani. Și da. După? După aceea am venit în Moldova, la Vâlegi. 4 ani am stat la Vâlegi și acolo am lucrat cam o jumătate de an singură, după care a venit sora mea, Irina, care e și ea soră de congregație, soră de sânge. Soră de sânge și soră de congregație. Da. Și care, după ce v-a văzut că ați plecat de acasă, nu, ați urmat această cale, inspirată de modelul dumneavoastră și a dorit același gen de viață. Da, da, da. Ați fost și sunteți în permanență conectate și unite, atât în viața consacrată, cât și în viața de familie? Da, suntem foarte legate, ne completăm foarte bine una pe alta. Am lucrat împreună 21 de ani aproximativ, deci chiar foarte bine ne înțelegem. Știți că e vorba aceea, să faci în așa fel încât să nu lucrezi cu nimeni din familie. Dumneavoastră văd că o infirmați. Da, da. A fost total invers? Da, da, da. N-au fost momente în care poate au existat anumite conflicte între dumneavoastră? Nu. Păreri diferite la anumite probleme, da. Dar nu, ne-am certat niciodată. Nu mi-am amintesc să ne fi certat. Iată, este extraordinar că ați fost un model pentru sora mai mică și că a urmat exact aceeași cale și v-a fost dat și să lucrați împreună pe mai departe. Știu că a urmat o experiență foarte interesantă în Israel. Da, în Țara Sfântă. Cum ați ajuns acolo? Cum de-ați fost dumneavoastră cea care a plecat acolo? Care este povestea acestei experiențe? Da, din câte știu eu, părintele Dorcu a cerut, dacă se poate, două surori și una să cânte și la orgă, pentru ca să animăm liturghiile cu muncitorii. Și atunci, preasfințitul Petru, știind că eu am mai fost cu părintele la Lugoj, s-a gândit să ne trimită pe noi două surori și știind că ne înțelegem, a zis că o să fie foarte bine și așa am ajuns. Și mulțumim lui Dumnezeu că a fost o experiență foarte frumoasă. Și dincolo de faptul că v-ați ocupat de parohia, să-i zicem, din Ierusalim, deși nu era chiar o parohie. Nu stăteam într-o casă în chirie. Exact. V-ați ocupat de comunitatea de români acolo și ați reușit să o închegați și știu că făceați diverse activități cu muncitorii de acolo. Da. Ce ați încercat să le insuflați acestora și care era percepția lor atunci când vă vedeau că vă zbateți atât de mult să-i adunați și să fiți împreună cu ei? Ei ne-au spus că atunci când ne văd pe noi se simt acasă în familiile lor și pentru noi asta a fost o mare încurajare pentru a sta cât mai mult cu ei și să trecem peste micile probleme, neplăceri dintr-o țară străină. Da. Practic erați străini în altă țară, dar împreună nu vă mai simțeați atât de singuri. Da, e asta, da. Și știu că părintele Dorcu, un împătimit al pelerinajelor, cum se spune, i-a îndemnat pe toți cei de acolo, tot fiind în această țară, să viziteze și să meargă să facă pelerinaje în locurile sfinte. Da, așa este. Dacă tot munceau acolo, atunci părintele le-a propus ca să nu meargă acasă fără să vadă locurile sfinte, pentru că este un lucru foarte important în ideea că locurile sfinte ar fi a cincea evanghelie. Și atunci și părintele a încercat să îmbine foarte bine aceste lucruri pentru ca muncitorii să plece acasă cu o amintire frumoasă. Și cu siguranță și astăzi, dacă am întâlnit unul dintre ei, își amintește cu mare drag experiențele pe care le-a trăit acolo împreună cu dumneavoastră și cu părintele Dorcu. Au fost momente dificile, soră, în perioada în care ați stat plecată în străinătate? Nu, dificile n-aș putea, da, au fost probleme, dar ușor de trecut. Faptul că erați împreună, faptul că aveați o comunitate de români, credeți că v-a ajutat? Foarte mult, da. Și știu că a fost o lungă perioadă în care nu ați venit în țară, neavând formele legale pentru a face acest lucru. Da, au durat foarte mult până am reușit să le... pentru că se dădeau foarte greu vizele, dar având în vedere că activitatea pe care noi o făceam nu deranja pe nimeni, atunci am stat liniștiți, adică autoritățile nu ne-au făcut probleme. Și iată acolo, într-o țară străină, v-a venit această idee cu piesele, cu melodiile care aveau voce doar în mintea dumneavoastră și uneori, făcându-vă treburile, le dădeați glas. V-ați gândit că trebuie să le așezați pe hârtie, de fapt? Da, la un moment dat, da, așa am zis, zic, dacă nu le scriu, nu le înregistrez, zic, le pierd. Și în felul acesta le-am... Cine v-a încurajat să faceți acest lucru? La început nu știa nimeni. Era doar în mintea dumneavoastră. Da, da, și, de exemplu, lucram la bucătărie, îmi făceam o idee,
compuneam versurile la o strofă, mi le repetam în minte până când puteam să merg în cameră să le scriu și să înregistrez melodia, că aveam un reportofon în care înregistram și după aia când mergeam în cameră mai compuneam o strofă sau un refren și tot așa îmbinam munca cu rugăciunea în forma muzicii. Da. Care este anul în care primul album a văzut lumina, cum se spune? În 2015. În 2015, da. După ce v-ați întors în țară, nu-i așa? Da, pentru că acolo ați așezat într-un reportofon sau pe o hârtie ideile. Apoi v-ați întors în țară. Da, unde am colaborat foarte mult cu părintele Cristian Ignat, care de fapt a așezat pe note toată ceea ce melodia, muzica. Auzit în minte. Da, pentru că eu nu mă pricepeam la... Da. Și știu că aceste albume au și o poveste. Din vânzarea lor, v-ați dorit să se întâmple ceva. Haideți să le spunem prietenilor noștri ce ați urmărit și ce s-a întâmplat cu banii care au fost făcuți de pe urma acestor. Da, scopul lor a fost unul caritabil. Am vrut să ajut misiunea din Kenya, în special misiunea din Kenya, pentru că știam că este zona cea mai săracă a misiunilor pe care le deține dieceza de Iași. Și a fost pentru apă, pentru rezervoarele de apă și pentru cantina de acolo. Și în felul acesta am vrut să beneficieze cineva din munca pe care am depus-o. Concret, ce s-a realizat cu aceste fonduri? Pentru că știu că s-au văzut niște lucruri concrete. Haideți să le menționăm. S-a cumpărat un rezervor mare, 10.000 de litri, nu știu exact, pentru apă. Aspect esențial. Da. Era doamna Matilda Andrici cu Fundația Sharing Love a distribuit o parte din bani și o parte din bani e părintele Claudiu Iștoc. Da, deci s-au cumpărat 50 de butoaie familiale pentru apă, s-au folosit banii pentru cantină, să subvenționeze mâncarea și timp de mai multe luni și au reparat acolo ceva, niște geamuri, nu știu exact, da. În timp ce vorbiți, mă gândesc, vedeți ce finalitate au avut acele versuri pe care dumneavoastră le-ați auzit prima dată în minte, apoi v-ați dus în cameră, le-ați pus pe un reportofon, au ajuns pe aceste CD-uri, da. Nu-i așa? Da. Din fondurile care s-au făcut de pe urma vânzării acestora, s-au făcut aceste lucruri atât de importante pentru Kenya și iată acum, ele aduc alinare pe undele RCS FM celor care vă ascultă. Se spune de multe ori că muzica este hrană pentru suflet. Este. Îmi închipui că și dumneavoastră ați văzut lucrurile în felul acesta. Da. Ce simțiți când compuneți, soră? Este cumva un refugiu pentru tumultul zilnic de care avem parte? Da, este și asta, da. Și în primul rând este o continuă legătură cu Dumnezeu. Și încerci să pui din experiența comunitară, personală sau a vieții de zi cu zi a creștinului, să pui pe hârtie, să așternă într-o melodie toate ideile, gândurile care să te ajute să-ți hrănești sufletul. Pentru cei care sunt curioși și care vor să vadă și să asculte creațiile dumneavoastră, le spunem că aveți un canal de YouTube, Sora Maria Patraș Negru, acolo le pot viziona și asculta. Dar pentru cei care sunt acum alături de noi, vom urmări în continuare, pentru că tot este perioada Postului Mare, piesa Celui Părăsit, de pe cel de-al doilea album, nu-i așa? Da. De pe albumul Nu vă temeți, eu sunt cu voi. Să urmărim această piesă împreună. Bătut cu bice în cuvânt.
dragi prieteni, am revenit cu sora Maria Patrașcu Negru. Soră, am vizionat piesa Celui Părăsit. Este o piesă dedicată postului mare. Iată că și titlul acesteia ne spune exact același lucru. Celui Părăsit. De unde ideea acestei piese și la ce v-ați gândit când ați compus-o? Da, ideea este că atunci când omul are o suferință, Hristos de multe ori poartă crucea împreună cu tine sau chiar în locul tău. Și am îmbinat ideea aceasta cu suferințele și patima lui Hristos pentru a da ideea că atunci când omul suferă, Dumnezeu este mereu alături de el. Au fost clipe în viața dumneavoastră, soră, când poate ați simțit că Dumnezeu v-a părăsit? Da, dar nu au durat mult. V-ați revenit. Da, pentru că dacă ai întipărit bine în tine ideea și realitatea că Dumnezeu te însoțește, atunci nu îți dă putere ca să treci ușor peste asemenea încercări. Mă gândesc la momentul în care a decedat mama dumneavoastră, știu că aveați o vârstă încă fragedă. 17 ani, iată un moment în care o adolescentă poate are cel mai mult nevoie de mama sa și a decedat. Cum și ce ați simțit atunci? Ați simțit că este o încercare venită tot de sus? Da, a fost o tristețe așa pe care nu mi-am putut-o explica, dar nu apăsătoare, nu o tristețe apăsătoare, și am simțit dorul după ea, chiar dacă eram deja plecată la mănăstire. Dar amintirea ei m-a făcut așa un pic melancolică, dar am trecut ușor peste, pentru că știam că moartea nu e o despărțire definitivă. De fapt, asta e speranța oricărui creștin, adevărat. Da. Pentru că teoria, de fapt, e ușoară, dar să și trăiești acest lucru și să-l pui în practică este, într-adevăr, demn de lăudat. Am vorbit despre experiența dumneavoastră în Țara Sfântă. Haideți să vorbim și despre experiența pe care ați avut-o la seminar, pentru că știu că ați fost la seminarul mic din Bacău, acolo unde v-ați îngrijit de seminar, de seminariști. Cum ați primit această misiune și cât de dificil a fost? Da, când ne-am întors din Țara Sfântă, am primit această misiune de a merge la seminarul mic din Bacău. Adaptarea a fost un pic mai dificilă pentru că e diferența de mentalitate. După 11 ani de Israel, a fost un pic greu, e adevărat, dar am o jumătate de an așa, eu m-am adaptat și am reușit să mă... Să mă implic foarte bine în programul și în comunitatea de acolo. Au fost momente în care v-ați fi dorit să vă întoarceți în Israel? Da. Deseori. Și azi m-aș întoarce, pentru aceeași activitate. Dar știind, fiind conștientă că nu este necesar, pentru că nu mai poți face aceeași activitate, nu e nicio problemă. Adică mă întorc foarte... ca să vizitez, ca și pelerin, mă întorc cu drag și oricând m-aș duce. Ce le spuneți celor care poate n-au văzut încă Țara Sfântă, dar au așa o tentativă de a face acest lucru? Cum îi încurajați? Merită tot efortul ca să ajungi acolo, este ceva unic. Dar este o trăire interioară foarte bogată și merită, deci tot efortul merită. Poate ca să-i stârnim un pic, îi invităm să urmărească videoclipurile pe care dumneavoastră le-ați făcut acolo, ca să le facă cumva sete de acele locuri sfinte. Soră, știm că în viața unei persoane consacrate este profesiunea ca și punct central, nu? Da. Profesiunea simplă, profesiunea solemnă. Haideți să vorbim despre profesiunea solemnă pe care ați făcut-o în 2001. Este momentul cel mai important din viața dumneavoastră consacrată? Da, eram la Ierusalim și atunci, după 9 ani de zile după prima profesiune, am făcut cerere că sunt pregătită să fac aceste voturi pe viață. Și au fost acceptată cererea și... Și voturile le-ați depus acasă? La Ierusalim, acolo. Încă o catedrală a Patriarhiei Latine din Ierusalim, unde celebram în fiecare sâmbătă liturghie cu românii. Și care a fost cadrul în care s-a desfășurat această profesiune? Era un episcop acolo? Cum s-a procedat? A venit Preasfințitul Percă și împreună cu Părintele Cadar, ca se obișnuiește să fie și un martor, și s-au adunat muncitorii români. Eram cu sora mea Irina, amândouă am depus atunci voturile perpetue. Am invitat câteva surori care ne cunoșteau dintr-o
congregație locală de acolo și surorile boromite care ne-au însoțit. Și aveți această experiență de a fi depus voturile într-o țară da, străină. Da, chiar la Ierusalim. Într-o țară sfântă, străină da. Și sfântă. Da. Știm că astăzi puține sunt tinerele care au acest curaj, care își asumă o astfel de viață. Deși variante ar fi multiple față de timpurile pe care le-ați trăit atunci dumneavoastră, sunt tot felul de congregații, tot felul de ordine care sunt dispuse să le primească. De ce credeți că nu mai sunt tinere în zilele noastre care aleg viața consacrată? Nu mai sunt atât de multe tinere? Mă gândesc că și lumea modernă oferă mai multe posibilități pentru a-și urma o carieră sau... Și atunci este mult mai ușor să aleagă partea aceea decât partea consacrată, pentru că mă gândesc eu că ei consideră că e un sacrificiu prea mare. Dumneavoastră ați simțit vreodată că această viață consacrată are poate o apăsare prea mare? Nu mi-a părut niciodată rău că am ales această cale. Știm că după experiența în Țara Sfântă, apoi seminar, a urmat parohia, cum sunteți la parohia da. Fericitul Ieremia din Bacău. Vă da. Dedicați, practic, acum faceți ceea ce v-ați închipuit în copilărie că veți face, dar da. Aveți fericirea că ați trăit și alte experiențe, alte trăiri. Cum este acum viața dumneavoastră și cum credeți că va fi pe viitor? Ce vă doriți pentru următoarea perioadă? Eu îmi doresc doar să-mi fac bine datoria acolo unde sunt și să o fac cu bucurie. Vă mai permite acum timpul să compuneți, să scrieți melodii? Da, adevărul că este un pic mai încărcat programul. Dar în perioada în care erați la seminar, ați mai avut timp de piese? Acolo două piese am mai compus. Deci ca să mai compuneți acum, v-ar prinde bine o vizită în străinătate, să fiți iar... Da, probabil și dacă este o comunitate care să te și încurajeze sau să accepte așa cum ești și să mai cânți, să nu deranjeze, știți? Pentru că nu poți doar în mintea ta să cânți, trebuie să dai, să exprimi și cu vocea. Și atunci depinde foarte mult de locul în care ești și de... munca, de oboseală și de, mai bine zis, de inspirație. De inspirație da, pe care da. O ai. Credeți totuși că în timpurile noastre mai este loc și nevoie de muzică religioasă? Da, că eu cred că tot timpul o să fie nevoie de muzică religioasă, pentru că sufletul trebuie hrănit. Și știu că ați avut acele deplasări prin parohiile din dieceză pentru vânzarea da. CD-urilor și oamenii v-au primit foarte bine și chiar au trimis aceste CD-uri și în străinătate copiilor da. Sau le-au oferit cadou altora, dorindu-le practic să se bucure de ceea ce dumneavoastră le-ați oferit. Vă închipuiți că veți mai putea face pe viitor acest lucru? Nu știu dacă voi mai putea face, da. Pentru că, într-adevăr, mai am vreo 4 cântece care nu sunt înregistrate, dar ca să fac 20 de cântece, numai inspirația lui Dumnezeu ar putea să-mi o dea și nu știu dacă o să fie sau nu. Nu pot să promit nimica, nici ziua de mâine nu știu ce aduce. Soră, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mă bucur că le-am dat ocazia prietenilor noștri să vă și vadă astăzi, să vă audă și vorbind și nu doar cântând, așa cum sunt ei obișnuiți pe undele RCS FM. Și pentru încheierea acestei emisiuni vom urmări o nouă piesă și anume Îți mulțumesc. Dar înainte de a o vedea, aș vrea să vă rog să ne spuneți de unde aceste cuvinte, de unde acest titlu și aceste versuri, Îți mulțumesc. Da, din dorința de a spune lui Dumnezeu mulțumesc, Doamne, pentru toate că te mi-ai dăruit. Nu știu dacă voi fi vreodată capabilă să mulțumesc pentru toate că te mi-a dăruit, pentru că dacă e să privesc în urmă, toate au fost darul lui Dumnezeu, tot ce am primit în viață. Și eu am încercat să fructific cât mai bine toate darurile posibile pe care... Pentru că și în parohie sau în orice comunitate unde ești, tu trebuie să-ți folosești darurile în funcție și de cerințele care sunt, dar și de capacitatea ta de a dezvolta aceste daruri. Soră, pe lângă mulțumirea pe care o adresăm lui Dumnezeu, este firesc să adresăm mulțumiri și oamenilor care ne-au ieșit în cale. Da. Astăzi, cui vreți să-i mulțumiți? În mod special părinților.
Da, care tot timpul m-au încurajat și niciodată nu mi-au spus, vezi că nu e bine calea pe care o iei sau să spună, vino acasă că vrem alte planuri pentru tine. Deci tot timpul au fost alături de mine și m-au încurajat să fac ceea ce simt eu. Sără, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes pe mai departe și ne dorim un nou album, de ce nu, vă doresc să găsiți timpul dacă și inspirația necesară. Dacă Dumnezeu dorește, necesară. Da. Cu siguranță se vor întâmpla toate. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul RCS FM. Mulțumesc și eu de invitație și Doamne ajută! Dragi prieteni, vă mulțumesc și pe final de emisiune urmărim această piesă. Îți mulțumesc! Colinele cu flori, să văd apus de soare și răsărit în zori. Îți mulțumesc, îți mulțumesc și viața mea ți-o dăruiesc. M-ai răscumpărat din vina strămoșească, tu m-ai eliberat de viața ta divină, părtaș tu m-ai făcut în paradis cu tine, m-ai vrut de la început. Îți mulțumesc, îți săptămânii la RCS FM.